Inspirăm profund, ne relaxăm, inspirăm pace, inspirăm lumină, suntem așezați într-un loc luminos, liniștit, locul nostru, sacru. Expirăm iubire, este darul nostru către lume. Și din nou inspirăm și suntem prezenți în corp, ne conștientizăm prezența în fiecare celulă a corpului. Suntem total prezenți în corpul nostru, suntem total prezenți în mintea noastră, suntem total prezenți în inima noastră. Și ne aducem conștiința în inimă. Simțim energia verde smarald, blândă, dulce, plină de iubire din inima noastră. Și simțim compasiune în inimă. Și apoi coborâm prin corp, prin picioare, până la tălpile picioarelor. Și simțim sub tălpile picioarelor energia densă, puternică a mamei pământ. Și ne imaginăm centrul pământului, centrul de putere, de lumină, de forță și de iubire necondiționată al mamei pământ. Și între tălpile picioarelor și acest centru de lumină, de iubire și de putere, se formează niște rădăcini foarte puternice, prin care permitem, ne imaginăm, vizualizăm cum urcă energia, lumina și iubirea necondiționată a mamei pământ. Și vedem cum urcă prin fiecare celulă a corpului, prin oasele noastre, prin toate moleculele, cum curge și urcă ca o apă de lumină, care umple fiecare celulă, fiecare moleculă a corpului nostru și urcă prin picioare, prin gambe, prin genunchi, prin coapse, până la primul centru energetic, centrul de culoare roșie, centrul de conexiune cu pământul, de stabilitate, siguranță și abundență. Și vedem cum îl curăță, cum îl luminează, cum ne conectează la abundența infinită a energiei Creatorului. Apoi permitem luminii să urce la al doilea centru energetic de culoare portocalie pe care vedem cum îl curăță, îl luminează, îl energizează. Este centrul sexual, unde este locația creativității noastre și permitem creativității să se deschidă, eliberăm energia creativității și permitem să curgă prin noi în viața noastră. Apoi permitem iubirii și luminii să urce până la următorul centru, de culoare galbenă, la nivelul plexului solar, care este centrul nostru de putere și unde avem simțul empatiei și permitem să curețe, să lumineze, să energizeze acest centru.
și vedem cum acest centru capătă o culoare galben solară. Și apoi energia urcă până în centrul inimii, de culoare verde smarald, pe care îl curăță, îl luminează, îl energizează, eliberează toate scuturile, toate blocajele de la acest nivel. Apoi urcăm mai sus la centrul gâtului, centrul comunicării și al simțului telepatiei și al auzului spiritual și vedem cum acest centru este curățat, este luminat, este energizat și capătă o frumoasă culoare albastră. Și apoi urcă până la centrul frunții, de culoare indigo, unde avem centrul clar viziunii, pe care îl curăță, îl luminează, îl energizează. Și apoi vedem cum această lumină urcă prin toate organele interne, prin gât, prin cap, și țâșnește în creștetul capului, formând deasupra capului nostru o frumoasă sferă de lumină. De ce culoare dorim noi? Admirăm frumusețea acestei sfere și ne plasăm în centrul ei, stabilindu-ne intenția de a urca la Dumnezeu, creatorul din al șaptelea plan. Și începem să urcăm cu sfera noastră de lumină prin universul văzut, sus, tot mai sus, apoi pătrundem într-o lumină strălucitoare pe care o traversăm oricând tot mai sus și apoi pătrundem în fâșii de lumină strălucitoare, nenumărate fâșii de lumină, urcăm prin ele și ajungem în substanța aurie a maiștrilor spirituali, a ierarhiilor cerești, a consiliilor celor 12, ai fiecarei familii de suflete și dăruim recunoștință și mulțumim tuturor maiștrilor spirituali, îngerilor, arhanghelilor, entităților cerești care ne-au ajutat și sprijinit vreodată. Și urcăm mai sus și pătrundem în planul legilor lui Dumnezeu, un plan cu o substanță densă prin care urcăm și simțim densitatea energetică a acestui plan. Și vibrațiile noastre sunt tot mai înalte pe măsură ce urcăm și mergem către legea compasiunii, care este la marginea superioară a acestui plan și care are o culoare roz, pătrundem în substanța roz a legii compasiunii și ne imaginăm un dreptunghi de lumină, care este poarta noastră de intrare, către energia celui de-al șaptelea plan. Lăsăm sfera de lumină aici și pătrundem în energia celui de-al șaptelea plan. Aici este numai lumină. Este un ocean infinit, nesfârșit de lumină. Este cea mai înaltă iubire și cea mai înaltă vibrație. Simțim puritatea energiei acestui plan. Simțim prezența creatorului a tot ceea ce este. Și simțim cum devenim una cu atomii de lumină ai acestui plan. Și începem să ne extindem și să cuprindem în noi tot mai mult din energia acestui plan, din iubirea necondiționată a acestui plan. Și urcăm sus, tot mai sus, tot mai profund, în lumina acestui plan, în vibrația acestui plan și în iubirea necondiționată. Și îl rugăm pe Creator, Creator a tot ceea ce este, fie ca pentru noi să apară instrumentul nostru de manifestare, o merkaba. Și ne imaginăm, vedem cum apare din substanța acestui plan
O merkabă. O formă mare, de dimensiuni mari, aurie. Imens, în care pătrundem, ne așezăm confortabil și simțim cum trece prin noi lumina aurie acestei forme, acestei forme sacre. Și rostim comanda, creator a tot ceea ce este, fie ca următoarele lucruri să se manifeste în viața mea în anul care urmează. Și înșiram lucruri, obiecte, oameni, situații, calități, virtuți, modalități în care ne dorim să devenim. A toate creaturile îți mulțumim, s-a împlinit. Și acum ne imaginăm cum în merkaba noastră aurie imensă, cât 10 catedrale, încep să pătrundă prin vârful său, de deasupra noastră, toate acele lucruri pe care ni le dorim și pe care le manifestăm și pe care deja le avem. Și vedem cum fiecare se așează în locul ei și vedem cum intrăm, cum folosim totul. Și vedem cum devenim noi și cum devine viața noastră, atunci când toate acestea știm că deja s-au manifestat. Și punem filmul vieții noastre cu tot ceea ce deja am dobândit, cu tot ceea ce deja este în planul lui Dumnezeu. Și simțim toate sentimentele pe care le avem atunci când avem toate aceste lucruri. Când toți oamenii pe care ni-i dorim există în viața noastră. Când deja suntem ceea ce ne dorim să devenim. Deja avem calitățile pe care le-am cerut. Simțim cum suntem în noua noastră viață.
și în întreaga noastră merkaba. Vedem cum această formă de lumină aurie începe să se rotească cu o viteză incredibilă în jurul tuturor lucrurilor pe care deja le-am creat în viața noastră. Situații, calități, virtuți, caracteristici. Și vedem cum se rotește cu o viteză incredibilă și cum dintr-o dată se extinde și devine lumină și devine tot ceea ce este. Iar noi suntem acolo, în centru, cu sfera vieții noastre, care deja este. Și simțim recunoștință pentru tot ce suntem, pentru tot ce deja avem și iubire infinită pentru Creatorul la tot ceea ce este. Și suntem încredințați că deja suntem și deja avem. Atâte Creatorule, îți mulțumim și te iubim. Și ne mai bucurăm câteva secunde de acest plan infinit și de aceste energii sublime. Și ne imaginăm cum ne spălăm cu un duș de lumină lichidă și coborâm în legea compasiunii. Ne reluăm sfera de lumină. Coborâm prin substanța densă a planului legilor. Coborâm prin lumina aurie a maestrilor. Prin fâșiile de lumină. Coborâm prin lumina intensă, densă. Până când ajungem în universul văzut, material, și simțim cum pătrundem prin creștetul capului și traversăm întreg corpul până la tălpile picioarelor și ne conectăm prin tălpile picioarelor la centrul de lumină și forță al pământului, de unde absorbim iubirea necondiționată, lumina, siguranța, stabilitatea, forța și fermitatea energiei Mamei Pământ. Și simțim că existența noastră este în siguranță pe acest pământ, că suntem susținuți, iubiți și că merităm totul. Și lăsăm această lumină să urce prin întregul nostru corp, prin întreaga noastră ființă, până în creștetul capului, unde se stabilizează, respirăm profund de câteva ori, conștientizăm prezența noastră în corp, simțim că suntem aici, simțim că suntem în această încăpere, conștientizăm mediul și putem ușor deschide ochii revenindu-ne.